1 Petru, capitolul 2, de la versetul 4 la versetul 9. Și venind la el, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu, și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți să fiți o casă spirituală, o preoție sfântă, ca să aduceți jertfe spirituale, primite de Dumnezeu prin Iisus Hristos. Pentru că este scris în Scriptură, iată, pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă. Și cel ce se încrede în el nu va fi făcut de rușine. De aceea, pentru voi, cei care credeți, el este de mare preț. Dar pentru cei care nu cred, piatra pe care o lepădat-o zidarii a devenit piatra din capul unghiului. Și o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Ei se potignesc pentru că nu ascultă de cuvânt și la aceasta au și fost rânduiți. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție regală, o națiune sfântă, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Luna aceasta despre preoție e un subiect care pentru mine nu este foarte confortabil și a trebuit să învăț mai mult la școala duminicală, a trebuit să mă documentez mai mult din Biblie, din Scriptură și să meditez mai mult. Dar am învățat luna aceasta despre preoție într-un mod foarte, foarte general, fiindcă nu avem destul timp. E un subiect foarte, foarte larg și sunt foarte multe detalii care trebuie cuprinse. Dar motivul pentru care învățăm despre acest aspect al credinței noastre este tocmai din cauza numelui pe care noi îl purtăm. Pe lângă faptul că suntem creștini, copii al lui Dumnezeu, pocăiți, sau cum vreți să-i spuneți, noi ne numim baptiști. Și această distinctivă, am putea să spunem, este un lucru pentru care baptiștii au fost recunoscuți că stau foarte fermi pe această credință bazată pe Scriptură. Și e foarte important să știm de ce. De ce trebuie să știm așa de mult despre preoția individuală a credinciosului? Și nu știu dacă ați fost atenți când s-a rugat fratele Daniel. Rugăciunea este o parte a faptului că suntem preoți individuali. Suntem preoți al lui Dumnezeu. Faptul că putem să venim liberi în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, asta indică faptul că suntem preoți. Venim la Dumnezeu prin Iisus Hristos. Așa cum venea un preot la Dumnezeu să se roage, așa noi putem să venim azi într-un mod mult mai liber și e o binecuvântare mult mai mare. Și fratele Florin s-a ocupat de partea cea mai grea a acestui studiu. El a spus toate detaliile, începând din Vechiul Testament până în vremea Domnului Iisus Hristos. În prima duminică am învățat despre rolul preoției, în a doua despre slujba preoției, și duminica trecută, a treia duminică, am învățat despre Iisus, Marele nostru preot. Și în duminica aceasta, astăzi, fratele Florin a fost drăguț și mi-a lăsat mie cea mai frumoasă parte. Și anume, binecuvântările preoției. Și o să vedem de ce preoția individuală a credinciosului poate fi și este o binecuvântare pentru cei care au crezut. Și nu știu cât de mult ați înțeles în ultimele duminici despre acest aspect al vieții de după mântuire, dar poate dacă înțelegem ce trebuie să facem și când vom vedea cât de mare binecuvântare e, poate atunci o să pricepem mai bine acest aspect. Și în de-a lungul istoriei, în Vechiul Testament, au fost mulți preoți care au fost puși în această slujbă de mijlocitor. Putem să punem semnul egal între preot și mijlocitor. Și preotul acela făcea mijlocire dintre oameni, respectiv dintre popor și Dumnezeu. Și poporul venea la Dumnezeu prin acel mijlocitor, prin acel preot. Și oamenii aceștia nu erau puși în această slujbă fiindcă ei meritau. Nu erau puși în slujbă fiindcă ei erau mai special decât ceilalți. Erau puși în slujbă fiindcă erau, în primul rând, din seminția lui Levi, respectiv
genealogia lui Aron și trebuia să aibă anumite calificări, trebuia să se păstreze curat, sfânt, neîntinat, ca să poată face această slujbă. Ideea e că, datorită faptului că fiind păcătoși, trebuiau schimbați. Trebuia să, fiindcă ei mureau, trebuia ca fiul preotului care a fost să ducă mai departe slujba lui. Sau, mă rog, altul pe care îl chema Dumnezeu. Dar niciun om nu a fost pus în acea slujbă fiindcă merita. Sau fiindcă faptele lui îl calificau. Dar dintre toți oamenii care au existat vreodată pe pământ, de când Dumnezeu a instaurat în mod oficial preoția până la Domnul Iisus, singurul care a meritat această slujbă a fost și este Domnul Iisus Hristos. Doar El se califică pentru această slujbă. De ce? Pentru că a trăit o viață fără păcat și pentru faptul că nu mai moare niciodată. El stă acum la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru cei credincioși. Și El este marele preot în veac, marele mijlocitor dintre oameni și Dumnezeu. Spune în 1 Timotei capitolul 2, spune că este un singur Dumnezeu și este la timpul prezent. Este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Spune omul Iisus Hristos. Singurul om care s-a calificat pentru această slujbă de mijlocire dintre oameni și Dumnezeu. Și noi suntem preoți fiindcă suntem în Hristos. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că El stă la dreapta lui Dumnezeu, mijlocește pentru noi. Am spus asta. Adică, ce face El? Face o slujbă pentru noi. Adică ne slujește. Și asta o face El acolo sus în cer. Și întrebarea se pune în felul următor. Dacă El stă acolo sus în cer și ne slujește înaintea lui Dumnezeu, adică mijlocește pentru noi, oare ce ar trebui noi să facem pentru El pe pământ? Și răspunsul e simplu. Să-i slujim. Dacă El ne slujește, cu atât mai mult, noi trebuie să-i slujim. El nu e obligat să ne slujească, dar faptul cum îi putem arăta noi recunoștința pentru ce a făcut pentru noi, este să îi slujim. De aceea ne-a și mântuit. Și chiar dacă până la Iisus, preoția, deși era o slujbă onorabilă, era cea mai, una dintre cele mai onorabile slujbe, totuși se făcea cu mare, mare frică. Preotul care intra dincolo de acea cea perdea, ca să se întâlnească cu Dumnezeu, acel om trebuia să se curățească așa cum i-a spus Dumnezeu, ca să nu aibă nicio vină. Dar, dacă nu o făcea cum trebuie, risca să moară. Pentru că nimic întinat nu poate să stea înaintea lui Dumnezeu. Și risca să moară. De aceea această slujbă se făcea cu mare frică. Era o responsabilitate foarte mare. Dar noi ne bucurăm astăzi de beneficiile acestei slujbe fără frică. Putem veni înaintea lui Dumnezeu fără frică. Putem veni înaintea lui Dumnezeu oricum, oricând. Dacă suntem păcătoși, trebuie să venim înaintea Lui cu pocăință. Dacă suntem bucuroși, trebuie să venim înaintea Lui cu bucurie, cu dragoste, cu dorință de a-L sluji și așa mai departe. Esențialul este că nu trebuie să ne mai fie frică. Domnul Iisus a făcut posibilă această trecere liberă la Dumnezeu. Dar noi am citit acum din 1 Petru, capitolul 2. Și în 1 Petru, capitolul 2, de fapt, în cartea 1 Petru, Petru le scrie aici unor creștini care erau împrăștiați, trăiau împrăștiați în diferite locuri, în diferite părți ale lumii, din cauza persecuției pentru numele Domnului Iisus Hristos. Și cartea 1 Petru este o epistolă sau o scrisoare, dacă vreți, care are ca scop îmbărbătarea acestor creștini care sufereau. Sufereau pe nedrept. Din cauza că ei se încredeau în Domnul Iisus,
Suferea persecuție din partea oamenilor, din partea multora, dar era, pentru ei era important un lucru. Petru le scrie ca să îi îmbărbăteze. Petru le scrie ca să îi încurajeze. Și poate ni se pare un pic ciudat de ce le dă Petru aceste învățături. Și bineînțeles, tot pentru încurajare. Petru le scrie aici niște învățături în ce privește preoția, pentru ca ei să fie încurajați. Cum spuneam mai devreme, binecuvântările preoției. Acesta este titlul. Și Petru le scrie ca să înțeleagă ce reprezintă ei de fapt și înțeleptul și înțelesul a ceea ce a făcut Hristos din ei. Și mai exact, ce a făcut Hristos din noi. Trebuie să înțelegem. Ca să fie o binecuvântare pentru noi, această poziție, trebuie să înțelegem. Și primul lucru pe care Hristos l-a făcut din noi este o casă spirituală. Spune aici, în versetul 5, spune că și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți să fiți o casă spirituală. Și aici Petru ilustrează că materialul din care o adunare este alcătuită, într-adevăr, dacă ne gândim la o clădire, ne gândim la cărămidă, la pietre. Pe vremea aceea nu se folosea mortar sau beton sau multe alte lucruri pe care noi le folosim azi în construcție. La vremea aceea, ca să zidești o casă, să zicem, solidă, era nevoie de pietre. Pietre tăiate din stâncă. Pietre cioplite, gata, ca să le poți pune una lângă alta. Așa încât să formeze o casă. Și în Noul Testament avem multe locuri unde se folosește cuvântul piatră. Dar pentru același cuvânt, piatră, pe care noi îl avem aici, sunt vreo trei înțelesuri. Și înțelesul care ne-l înfățișează aici Apostolul Petru este vorba despre acea piatră cioplită din stâncă, care este cioplită și pusă exact în locul unde o vrea arhitectul, ca să formeze acea casă. Și nu o să mai intru în detalii despre asta, dar Domnul Iisus vrea ca fiecare credincios, fiecare membru din adunarea aceasta de aici, din Coștei, să fie o piatră așezată în locul pe care l-a vrut arhitectul, fiind Dumnezeu. Și asta vrea Dumnezeu să fim și noi. La fel vrea Dumnezeu să-și construiască adunarea din locul acesta. Din noi, din pietrele acestea vii, vrea să fim exact acolo unde vrea El. Și aș vrea să ne gândim fiecare la noi ca și la o piatră din aceea cioplită și acea piatră având o formă bine definită de însuși Dumnezeu pentru un anumit loc din adunarea sa. Și dacă fiecare piatră în parte, dacă fiecare credincios în parte va sta în locul dedicat de Dumnezeu pentru el, acea adunare va rămâne în picioare. Acea clădire va rămâne în picioare. Va fi bine construită, va fi bine izolată. Dar ce se întâmplă de multe ori cu aceste pietre vii este că ele sunt cam rebele. Nu prea le place să stea în locul lor. Și de multe ori, acolo unde trebuia să fie piatra aceasta, acolo unde trebuia să fiu eu, de multe ori pe acolo suflă vântul. Și acea clădire nu mai este așa de bine izolată. Nu mai așa de stabil. Și Dumnezeu ne-a dat fiecăruia câte o anumită formă. Și prin formă vreau să spun poziție, dar, înțelepciune și așa mai departe. Ca să fim de folos la zidirea și consolidarea acestei adunări. Această clădire nu reprezintă adunarea. Adunarea suntem noi, membrii acestei biserici. Indiferent de ce cred alții.
Și dacă vreau ca această adunare să fie o adunare spre gloria lui Dumnezeu, atunci eu, ca și credincios, ar trebui să mă las așezat acolo unde vrea Dumnezeu. Și acolo unde a intenționat Dumnezeu pentru mine. Efeseni, capitolul 2. De la versetul 21 la versetul 22. Efeseni 2 cu 21. Spune: în el toată clădirea, bine legată la oaltă, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul, în care sunteți și voi zidiți împreună ca să fiți o locuință a lui Dumnezeu în Duhul. Și întrebarea e: ce fel de piatră ești tu? Ce fel de piatră sunt eu? Sunt eu acolo unde m-a pus Dumnezeu să fiu? Dacă ești o piatră în casa lui Dumnezeu, ar trebui să fie o binecuvântare pentru tine. Ar trebui să fie o onoare pentru tine să stai acolo unde te-a pus Dumnezeu. Fiindcă lui Dumnezeu îi place să locuiască în mijlocul laudelor copiilor săi. Și asta este primul lucru care Hristos l-a făcut din noi. A făcut o casă spirituală, dar ce ne interesează pe noi, în al doilea rând, este că a făcut o preoție sfântă. Vedem aici tot în versetul 5, spune: sunteți zidiți să fiți o casă spirituală, o preoție sfântă. Și la ce se referă Petru aici când spune să fiți o preoție sfântă? Poate e greu de înțeles, dar o să înțelegem când o să vedem ce spune mai departe. Spune: ca să aduceți jertfe spirituale. Și sper că nu v-am băgat și mai rău în ceață, dar ce trebuie să înțelegem este că atunci când Dumnezeu a poruncit într-un mod structurat aceste sacrificii de animale, omul de rând, respectiv evreul, nu putea să aducă această jertfă de unul singur. Trebuia, într-adevăr, să sacrifice din ce avea el, din cel mai bun animal pe care l-avea el, și să-l aducă unui om, unui preot, unui mijlocitor. Să facă el astfel de sacrificii înaintea lui Dumnezeu. Și preotul era cel care se ocupa de înjunghiere, de ardere, de rugăciune și așa mai departe. Omul de rând nu putea să facă această jertfă. Doar preotul putea. Și atunci când am fost mântuiți, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că am fost numiți preoți. Și asta înseamnă că noi putem veni înaintea lui Dumnezeu fără intermedierea vreunui om. Și înseamnă că putem să aducem jertfe. Putem să aducem jertfe. Și întrebarea poate se pune: ce fel de jertfe? De animale? Și cei care n-au animale, ce fac? Răspunsul este că trebuie să aducem jertfe, dar nu de animale, ci de oameni. Nu o să vă pună nimeni să omorâți oameni sau să înjunghiați oameni, dar asta este realitatea. Prima jertfă care trebuie adusă înaintea lui Dumnezeu începe cu un om. Începe cu mine. Prima jertfă care trebuie să o aduc, și am aici cam trei, prima dată trebuie să aducem trupurile noastre. În Romani, capitolul 12 și versetul 1, Romani, capitolul 12 și versetul 1, spune așa: de aceea vă îndemn, fraților, prin îndurările lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta este slujirea voastră spirituală. Prima jertfă care trebuie să o aducem lui Dumnezeu suntem noi. Individual sunt eu. Dacă nu știi ce să-i dai lui Dumnezeu, dacă nu știi ce să-i jertfești lui Dumnezeu, nu trebuie să-ți bați prea mult capul cu asta. Pentru că trebuie să înceapă cu tine. Trebuie să înceapă de la tine. Dumnezeu nu e impresionat cu cât de mult cheltui pentru El, cât de multe binefaceri faci,
atâta timp cât tu nu te-ai dat pe tine însuți. Degeaba îi dai ce-i dai dacă nu te dai pe tine. Dumnezeu vrea de la tine inima ta. Dacă Dumnezeu are inima ta, are totul. Are și trupul tău, are și casa ta, are tot ce ai tu. Și asta este o slujbă de preot. Asta este o slujbă pe care doar un credincios, doar cine este născut din nou poate să o facă. În dreptul său individual. De exemplu, eu nu pot să îl dau pe Beni în locul meu și el nu poate să mă dea pe mine lui Dumnezeu în locul lui. Fiecare trebuie să ne dăm pe noi înșine individual. Asta este o slujbă, o slujire plăcută lui Dumnezeu. Asta este, dacă vreți, cea mai mare jertfă făcută lui Dumnezeu. Și primită de El. Și nu vreau să facem o predică din acest studiu, dar să știți că sunt multe adunări pline de credincioși care i-ar da lui Dumnezeu orice. Atâta timp cât Dumnezeu nu le cere viața lor. Atâta timp cât Dumnezeu nu se bagă în programul lor, în afacerea lor. Dumnezeu nu e impresionat de aceste lucruri. Dumnezeu vrea să te dai pe tine. Dacă nu știi ce slujbă să-i faci lui Dumnezeu, ce jertfă să-i aduci lui Dumnezeu, Dumnezeu vrea să te aduci pe tine. Jertfa trebuie să înceapă cu tine, punct. Asta spune Dumnezeu. Nu te da lui Dumnezeu doar duminică. De multe ori pentru unii e mult și asta. Doamne, ia, vine duminica. Sunt creștini care nu realizează că asta e cea mai importantă jertfă. Este o jertfă spirituală. Dar tu, realizezi tu asta? Realizezi că trebuie să te dai înainte de toate? Înainte de a-i da lui Dumnezeu ceva? Realizezi că trebuie să te dai pe tine însuți lui Dumnezeu? Asta este cea mai importantă slujire. Realizezi că primul lucru pe care ți-l cere Dumnezeu nu e să vii duminica la biserică sau să dai zeciuială sau să spui Evanghelia la cei pierduți sau să te rogi sau să citești Biblia. Primul lucru pe care Dumnezeu îl cere e să te dai pe tine însuți Lui. Dacă vei face asta, îți promit că nu vei avea nicio dificultate să împlinești toate celelalte lucruri. Trebuie să înceapă cu mine. Și asta este prima jertfă. Trupurile noastre. A doua jertfă. Haideți să deschidem în Evrei 13. Evrei 13 cu 16. Evrei 13 cu 16. Spune să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. A doua jertfă este binefacerea și dărnicia. Și un lucru interesant este că evreii cărora autorul le scrie, erau niște evrei credincioși, care erau gata, erau aproape să piardă totul, tot ce aveau ei. Din punct de vedere material, vorbim aici, din cauza că se încredeau în Iisus Hristos. Și motivul pentru care le scrie este ca să nu dea înapoi, să nu se întoarcă înapoi la, să nu-L nege pe Iisus și să se întoarcă înapoi la tradiția lor. De asta le scrie. Și cu alte cuvinte, erau niște evrei credincioși, dar cam săraci. Și acesta le scrie să se încreadă în Dumnezeu, că le va purta de grijă, le scrie că Iisus e mai bun decât tot ce a lăsat ei în urmă, și le spune ceva interesant la acești credincioși săraci. Le spune să nu dați uitării binefacerea și dărnicia. Și acum poate ei se gândeau, dar din ce să dăm dacă noi nu avem? Adevărul e că
Autorul cărții Evrei spune aceste lucruri, fiindcă aceste lucruri se uită. De aceea spune aici să nu dați uitării binefacerea și dărnicia. Pentru că este o jertfă. De fapt, ar trebui să fie tratată ca o jertfă. Și poate ei se întrebau, evreii, cum adică noi care avem nevoie de ajutor, tot noi suntem cei care ar trebui să dăm? Și răspunsul este în felul următor. Motivul pentru care uităm să dăruim sau să facem câte o binefacere este pentru că considerăm nevoile noastre mai presus de nevoile altora. Ăsta poate fi unul din motive. În Filipeni 2:4 spune nimeni să nu se trebuie să citesc. Filipeni 2:4 spune fiecare din voi să se uite nu numai la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Acum sunt creștini cărora le place să dăruiască. Și acest lucru este foarte bun. Dumnezeu le dă lor și ei dau mai departe și încă le mai rămâne. Dar cheia înțelegerii acestui pasaj este credința. Adică e important să nu-ți fie frică cât dai și să nu-ți fie frică cu cât rămâi. Asta înseamnă credință. Totuși, de multe ori nu dăm pentru că nu avem. Nu dăm pentru că credem că nu avem. Acei macedoneni din 2 Corinteni, capitolul 8, spune Pavel despre ei că dintr-o sărăcie lucie au dat naștere la un belșug de binecuvântare. Practic, au dat ce nu au avut. Au dat prin credință. Dar înainte de asta spune că s-au dat pe ei înșiși. Ce spuneam mai devreme? Prima dată s-au dat pe ei înșiși. Apoi au dat din ce au avut ei. Chiar dacă nu prea au avut nimic. Și când suntem în belșug, de multe ori uităm de binefacere și dărnicie. Atunci suntem preocupați să strângem. Când suntem în sărăcie, nu doar că uităm, dar ne și împotrivim și spunem că prima dată trebuie să avem noi, apoi să dăm la alții. Și vis-a-vis de ce spunea fratele Ghiță mai devreme, Cuvântul lui Dumnezeu ne învață echilibrul. Să nu ne dorim nici mai mult, nici mai puțin. Bineînțeles, niciodată nu ne dorim mai puțin. Dar au fost oameni bogați în Cuvântul lui Dumnezeu, care bogăția pentru ei nu a reprezentat o piedică sau o ispită. A fost Avram, a fost Iov, a fost Iosif din Arimatea și așa mai departe. Și mulți alții. Și chiar regele David. Și e greu, de multe ori este greu să trăim în belșug. E mai greu să trăim în belșug decât în sărăcie. Cei care trăiesc în belșug, singura lor grijă pe ce să mai cheltui bani, la ce restaurant să mai mănânc, ce mașini să mai iau și așa mai departe. Dar când suntem în nevoie, atunci trebuie să ne credem în Dumnezeu. Oricum, nu asta vreau să scot în evidență, este această jertfă pe care Dumnezeu o cere și lui Dumnezeu îi place. Și mulți se scot cu zeciuială. Am dat zeciuială. Mi-am împlinit jertfa. Mi-am împlinit partea de dărnicie. Surpriză. Zeciuiala nu înseamnă dărnicie. Zeciuiala este o datorie. Este o parte din închinarea noastră. O parte din închinare cu recunoștință. Zeciuiala nu este dărnicie. Pentru că zeciuiala nu înseamnă binefacere. Asta înseamnă că îi facem binefacerea lui Dumnezeu. Ceea ce nu are sens. Nu putem să îi facem lui Dumnezeu binefacere. Dar binefacerea și dărnicia sunt jertfe plăcute lui Dumnezeu atâta timp cât o facem pentru Dumnezeu. Cât o facem în numele lui Dumnezeu. Nu ca să vadă alții.
Dacă alții văd, și Matei, capitolul 7 vorbește asta, spune să nu știe stânga ce face dreapta. Spune, tatăl tău care vede în ascuns, îți va răspăti. Spune să nu fiți ca farisei cărora le place să îi vadă lumea cât de mult dau ei. Ei și-au primit răsplata. Răsplata lor este lauda oamenilor. Dar dacă tu faci asta în ascuns pentru Dumnezeu, ca să te vadă doar Dumnezeu, îți vei lua răsplata de la Dumnezeu. Și asta va fi o jertfă plăcută lui Dumnezeu. Asta este a doua jertfă spirituală și a treia jertfă spirituală, tot în Evrei 13, de data aceasta, versetul 15. Evrei 13 cu 15. Spune, prin el, deci, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Și o altă jertfă care o putem face lui Dumnezeu este cântarea de laudă. Cântarea de laudă poate să fie o jertfă. Și poate nu ne vine să credem, dar și acest lucru, de foarte multe ori, pare pentru noi un sacrificiu. Știți când? Atunci când circumstanțele prin care trecem și împrejurarea prin care ne aflăm ne cer să facem diferit. În loc să-i cântăm lui Dumnezeu, să-L acuzăm pe Dumnezeu. Și am aici câteva versete. În Iov, capitolul 2 și versetul 9. Iov 2 și versetul 9. Spune și Iov a luat un ciop să se scarpine și s-a așezat în cenușă. După ce Dumnezeu a permis lui Satan să se atingă de toate bucățile lui, de familia lui, de sănătatea lui, și a rămas fără nimic, spune că Iov a luat un ciop să se scarpine și s-a așezat în cenușă. Atunci soția lui i-a zis, încă ești neclintit în integritatea ta, blestemă pe Dumnezeu și mor. Asta o cer circumstanțele. Nici de cum să-L lauzi pe Dumnezeu. Spune, blestemă pe Dumnezeu și mor, dar el i-a răspuns, vorbești ca o femeie nebună. Să primim de la Dumnezeu numai binele și răul, să nu-L primim? În toate acestea, spune că Iov n-a păcătuit cu buzele lui. Fapte, capitolul 16. Pavel și Sila în închisoare. Fapte, capitolul 16. Spune și pe la miezul nopții Pavel și versetul 25. Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar prizonierii, adică colegilor, îi ascultau. Psalmul 42 și versetul 11. Psalmul 42 și versetul 11. Spune, de ce ești întristat, suflete al meu, și de ce suspini în mine? Speră în Dumnezeu că chiarăși îl voi lăuda. El este mântuirea și Dumnezeul meu. Acestea sunt cântări de laudă în circumstanțe nefavorabile. Așa că nu lăsa circumstanțele să te facă să întorci spatele lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea ta o jertfă. Și trebuie să mă grăbesc un pic, fiindcă al treilea lucru pe care Iisus l-a făcut din noi este o preoție regală. Spune în versetul 9, spune că voi sunteți o preoție regală. Și aici sunt foarte multe asemănări pe care Petru le face cu privire la cei ce sunt mântuiți. Dar un lucru esențial ar vrea să vedem, ce trebuie să știm în primul rând, este că noi nu suntem ai noștri. Dumnezeu ne-a câștigat cu însuși sângele Fiului Său, Iisus Hristos. Și Petru aici ne spune ce reprezentăm noi înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă înaintea oamenilor nu reprezentăm nimic. Spune preoție regală în versetul 9. 1 Petru 2 cu 9. Spune, sunteți o seminție aleasă. Seminția aleasă era din Vechiul Testament, în seminția lui Levi.
Dar acum doar cei care sunt în Hristos, doar cei ce sunt mântuiți, sunt această seminție aleasă. Apoi spune o preoție regală. De unde vine această regalitate? Și răspunsul e simplu. De la Marele Preot și de la Regele Regilor, Iisus Hristos. După cum Melchisedec era preot și rege, după cum Domnul Iisus e și Mare Preot și Rege al Regilor, la fel și noi suntem o preoție regală. Suntem, nu înseamnă că suntem regi, dar suntem copii de rege. Suntem preoți de origine regală. Spune în Ioan 1 cu 12 și 13, spune că tuturor celor ce l-au primit pe Iisus, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să devină copii al lui Dumnezeu, care au fost născuți nu din voia vreunui om, nici din sânge, ci din Dumnezeu. Asta înseamnă că suntem de origine regală. Și asta este o mare binecuvântare. Și întrebarea se pune în felul următor. Ce trebuie să facem cu această poziție importantă pe care ne-o dă Dumnezeu? Și citim, tot în versetul 9 spune, ca să vestiți puterile minunate. Ca să-L vestiți pe Dumnezeu, ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată. De asta suntem ce suntem. Ca să vestim lucrările minunate ale Lui Dumnezeu. Din viața noastră. Nu știi la ce te-a chemat Dumnezeu? Du-te și spune aproapelui tău ce ți-a făcut ție Dumnezeu. Du-te și spune-i cum te-a întors din întuneric la lumină. Asta trebuie să facem. De aceea suntem preoți. De aceea Dumnezeu ne-a chemat la asta. Trebuie să mărturisim despre Tatăl nostru, despre Regele Regilor și să-i îndemnăm pe oameni să se împace cu El. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne îndeplinim bine această slujbă. Amin.